Bună ziua, dragi prieteni! Iată-ne din nou împreună. Astăzi o să vă spun câte ceva despre ce este aici și să vorbesc din nou un pic despre aspectul post-virotic. Ce se întâmplă cu oamenii, ce se întâmplă cu mintea noastră, cu mintea oamenilor în general, în ce măsură mintea este traumatizată sau este educată malefic după acest virus, pentru că văd că cel puțin jumătate din ceea ce se întâmplă, se întâmplă altfel de cum ar trebui. Nu știu din ce motive, îmi place să cred din cauza nepriceperii unora sau din cauza, aș spune eu, lipsei de echilibru mental al șefilor. Mă uit la președinte că cu degetul arată la lume ca și când la copiii mici că să stați cu minte în banca voastră, deci el nu este complet în gândire după mine. El nu știe că vorbește cu niște oameni maturi, cu nație întreagă și văd că s-a îmbolnăvit de dorința, s-a îmbolnăvit de plăcerea puterii, de l-a luat puterea peste mintea lui, nu s-a adaptat parcă încă și nu mai are timp să gândească. Bucuria sau satisfacția pe care îi dă plăcerea, asta se întâmplă la multă lume, pe care ți-o dă puterea, că ești puternic și că ești acolo dominant, atunci nu mai ai șansă să gândești. Mihai, suntem bine? S-aude bine acolo? Alo, Mihai? S-aude bine? Da, bine, mulțumesc. Stai cu mine acolo ca să mă dacă cu mine. Așa. Acum am să vă spun ce se întâmplă aici la noi. Vă spun toate astea pentru că mă interesează foarte mult să ieșiți din frica asta care este e plantată artificial, că este și am să vă spun ce se întâmplă aici și la ce concluzie s-a adus aici. Mă interesează una, să ieșiți din frică și să nu rămâneți cu frica cum noi am rămas atunci când a intrat comunismul în România, am rămas tot cu frică. Viața a fost o frică, mi-am inteles eu de copil și până am plecat, frica era instrumentul dominant care ne ținea drept în fața celor care erau mult subeducați decât noi. Și atunci n-aș vrea ca aceeași frică să ne domine acum și sigur să devenim niște oi care să fim închise într-un staul și să ne dea ciobanul voie să ieșim când vrem ce vrem și asta, n-aș vrea lucrul ăsta. Deci eu spun astea, tot ce spun din punct de vedere sănătatea minții, că asta este cea care guvernează corpul fiecăruia dintre noi, mai multe minți spune la un loc, guvernează o societate și din nou mintea este cea care este esența binelui atât al individului cât și al societății, mintea fiecăruia dintre noi. Am avut o mare bucurie luni pentru că un pacient de-al meu, care e pacientul meu de aproape peste 25 de ani, Gian, în vârstă de 85 de ani, soția lui Catina, în vârstă de 79 de ani, au avut virusul ăsta COVID și sigur că la vârsta asta i-a afectat, iar a reușit pe sumână, deci pe sumână, atenție, să ia medicamentul pe care președintele l-a recomandat, hidrocloroquine, se cheamă la noi, nu știu cum se cheamă acolo, aproximativ la fel. A reușit pe sumână să facă rost de medicamentul ăsta, n-a vrut să meargă în spital pentru că știa foarte bine că dacă merge viu, ia să mor acolo și n-a vrut, a spus, dacă tot e timpul să mor, mai bine mor acasă, așa că nu vor să mor înainte de termen la spital și n-a fost să ducă în spital. Am să vă spun și de ce a gândit în felul ăsta. Și, sigur, pe sumână, pentru că acest medicament este prohibit la noi, președintele a cumpărat, mi se pare, 2.900.000 de doze, suficient ca să trateze întreaga planetă. Dar dușmanii politici, ca să-l arate rău pe el, dușmanii politici și probabil și sunt și alte curente care vor ca să arate cât mai rău planeta și tot ce se întâmplă aici. Medicamentele, deși le-a repartizat la toate statele, guvernatorul multor state a fost, mă rog, și de asemenea proprietarii farmaciilor, aici tot este particular, la decide în funcție de ce se șoptește la ureche, probabil în funcție de ce se spune, a decis ca să se
ia medicamentul, deși medicamentul nu are absolut niciun fel de efect negativ. Deja și cu cocaina s-au tratat cu medicamentul ăsta la vârsta de 79 și 85 de ani și s-au vindecat de virusul ăsta fără să aibă niciun fel de efect negativ. Deci, acum președintele văd că ia medicamentul ăsta, nu are niciun efect negativ, legat de dosă, nu parcă am înțeles, numai să dovedească că nu are efecte negative. Deși cei care trebuie să știe foarte bine că nu are efecte negative, dar ei nu vor ca oamenii să se trateze, pentru că tratându-se ori să fac bine de virus, ori dacă nu, netratându-se, stau cu frica în suflet și în minte și atunci sunt ușor de guvernat, ușor de controlat, ușor de manipulat. Deci asta văd eu că se întâmplă. Mă interesează mintea oamenilor să fie sănătoase și să nu fie controlată de frică. Deci asta s-a întâmplat, i-am și scris Geana și făcut o scrisoare în sensul ăsta, că au murit 11 oameni pe aici, pe undeva, cine știe ce au murit și din care. Deci e un fel de sabotare a medicamentului. Este îngrozitor de dureros dacă lumea pe planetă a ajuns într-un hal de mic și de cuplit, căci pentru luptele politice suferă oamenii de rând. Este cumplit, nu știu, nu sfătuiesc oamenii să ne asculte de politicieni, mai sfătuiesc pe politicieni, de fapt, să asculte de binele oamenilor, nici de cum de disputele politice. La noi este o dispută mare între republicani și democrați, deci democrații vor tot ce fac republicanii bun să fie rău. Deci cam asta este ce se vede aici. Deși văd că președintele este incredibil de dedicat și de luptă, este un pic mai optimist decât ar trebui, dar e mai bine excesiv optimist decât excesiv pesimist, pentru că unii sunt pesimiști, când ești optimist, dacă cineva iasă rău, o iei de la capăt și o faci bine. Dacă ești pesimist, nu poate să iasă rău, că dacă o iei de la capăt și o faci și mai rău, că pesimismul nu face altceva decât să te facă negativ în mai negativ. Din hiperoptimism, din prea optimist, te face un optimist moderat. Deci prefer președintele care este un pic excesiv optimist decât un excesiv pesimist. Sunt toți oponenții lui politici, pentru că să luptă, să zbate. După mine este o minunăție de om, este un mare iubitor de neam și de țară. Mă rog, de oameni, nu neapărat de neam, de oameni, ca aici în America, trebuie să facem neamul de lume. Dar sigur că pur și simplu oponenții politici, ca să nu iasă el președinte din nou, nu le pasă că mor oamenii, că sufere oamenii și tot adevărul îl transformă într-un neadevăr. De altfel trăim în epoca minciunii, dragi oameni, să știți. Este epoca minciunii, minciunea este cel mai respectat adevăr, ăsta este ce am învățat eu din toate preumblările mele prin lume pe care le am. E păcat că și omenirea e dureros că în loc să crească spiritual, scade spiritual și nu știu Dumnezeu ăsta ce va face cu noi până la urmă, pentru că dacă vede că nu are niciun succes în a ne îndrepta, probabil că o să recurgă la o altă metodă mai dramatică, mai drastică și probabil că nu va fi bine pentru omenirea de pe planetă. Vineri am asistat la prima dispută. Aici este un centru de disease, CDC, CDC, Centrul de Disease Control, a Centrul de Control de Boli. Președintele acolo a făcut un comunicat că în America a murit 62.000 de oameni vinerea trecută. Iar un statistică de la John Hopkins parcă, University, au făcut ei de capul lor acolo o statistică și erau 88.000. Iar dincolo, care este o instituție oficială, unde adună tot ce s-a întâmplat în țară, a spus că este eroare și este o neadevăr, nu au fost 88.000, au fost numai 62.000. Dar luni am văzut un doctor, directorul medical al unui centru de neurologie foarte mare din California și șeful catedrei de neurologie din
de la Helsinki, este Stanford University, da? Un doctor extrem de înțelept, extrem de stăpân pe ceea ce știe și ce spune el, a spus că, de fapt, după socotelile lor, au murit în America doar 50.000 de oameni și nu 90.000 cât erau ajunseseră luni. Deci acest număr al morților este... Se pare că este manipulat în sensul în care e necesar să fie probabil cât mai mare. Înțelesesem noi de pe aici, se fac o sură de destănuiri. Fiecare om care moare aici în spital e de 16.000 de euro, iar dacă moare în tubac, adică pe aspirator, e de 36.000 de dolari, banii ăștia îi dă la spital. Deci foarte mulți oameni nu vor să le ducă în spital pentru că sunt o sursă de venit pentru spitalul ăla și nu știi ce se întâmplă și cum se întâmplă. Deci apar tot felul de dadândelaga, tot felul de erori care bănuiesc, ori sunt intenționate, ori sunt din pricina unor oameni care sunt în vârful sau în puncte de decizie și sunt ei săraci înfricoșați și, din nou, din păcate, nu sunt ca președintele mai optimiști decât trebuie, sunt mai pesimiști decât trebuie. Deci sunt trăim într-o perioadă în care trebuie să ne avem de grijă noastră. Am văzut niște comentarii la care m-am gândit într-una și nu știu dacă o să am succes să scriu primului ministru cu mică scrisoare, a unor oameni înțelepți de pe aici, filozofi și persoane autorizate, doctori în știință medicală, psihologie și neurologie, trecând. Foarte mulți oameni, ne lucrând, cu cât nu lucrez, cu cât ne mergând la servici și să dăm bani pe gratis, nu mai vor să mai... Și-au pierdut dorința, plăcerea, îndelemnicirea de a lucra, pentru că foarte mulți oameni, sau cei mai mulți, lucrează pentru bani. Deci dacă banii ți-i dă statul, ți-i dă guvernul, atunci îți pierde pofta de a munci, îți pierde atracția de a lucra, înveți să-i vină banii pe gratis. Așa sunt o mare cantitate din oameni, din păcate. Repet, astăzi trăim într-o perioadă, într-o epocă, unde singura valoare este non-valoarea, care este banul. Oamenii fac ce fac pentru bani și din păcate s-a născut și minciuna, un adevărul cel mai respectabil, pentru că se minte pentru ca să faci bani cât mai mulți. Oamenii nu mai fac nimica, nu mai creează, sau mă rog, spun, nu mai fac sau nimica, e un pic generalizat, dar sigur că sunt excepții și sunt oameni care înțeleg și care văd, care au o conștiință medicată, dar marea majoritate se duce să lucreze pentru bani, ceea ce nu e nimica rău, dar dacă cineva îi dă banii de gratis, atunci atracția de a lucra nu mai oare. S-a dispărut, înțeleg, stau și aștept să vină banii degeaba. Și dacă banii nu vin degeaba, atunci este de recurs la alte lucruri sau fac un serviciu ce fac dezinteresat, fără plăcere, fără conștiință, numai ca să treacă timpul și să vină banii. Asta este marele rău pe care îl fac politicienii și pe care îl prelungesc starea asta de asediu care o face acolo și arată Iohannis cu degetul să-i sperie pe copiii de la grădiniță care sunt toți românii. Stați în banca voastră că dacă nu uite să-i degetul, o să-i sperie probabil și pe primul ministru și pe toți ce sunt acolo. Deci ăsta este marele rău, că văd că aici președintele Trump se luptă foarte tare să dea drumul la economie din enorm de multe motive, din multe. Unul este să scoată oamenii din această hibernare, pentru că o hibernare prelungită duce la o hibernare permanentă, să miște economia, pentru că dacă economia se mișcă, viața se mișcă, să scoată oamenii din casă, a crescut enorm crimele de asta, să drogurile, consumul de droguri, violența, alcoolismul, oamenii s-au stresat îngrozitor stând în casă, s-au stresat îngrozitor, frica îi domină, deci numai rele sunt. Îmi place cei din Suedia că, domnule, la urma urmii,
oamenii, dacă mor și dacă ăștia vor numere mari să moară, atunci vreau să moară lucrând, mâncând, lucrând, creând, făcând ceva, dar nu se moare chiar așa cum se spune. Nu, este, vorbea un același director al Centrului de Cercetare și de la Stanford, spunea, este și are de toate. Eu, mulți pacienți de mei au și prieteni au trecut prin virusul ăsta, a durat o zi, două, la unii nimic, adică s-a dispărut mirosul. Este un virus, o virusă normală, ca toate celelalte. Au murit oameni acum, dar n-au murit de virus, au murit de bolile care le aveau acolo. Foarte mulți au murit de lipsă de atenție, ba de cancer generalizat, ba de infarcturi, ba de frică, de cei cu probleme de inimă s-au speriat foarte tare, frica, i-au omorât șefii de state, care i-a băgat frica în ei, s-au fricoșat, s-au tensionat, stresat și au făcut infarcte. Dacă au avut un cancer, au avansat suficient de repede, iar spitalele fiind închise pentru celelalte boli, au murit de boala de care muream oricum. Se face foarte multă reclamă la și se promovează cei care mor. Deci nu este un lucru adevărat. Văd că în multe spitale tot ce orice moare să moară de virus asta și nu e voie, deși legea este cineva în spital să fie autopsiat. Nu se mai autopsiază nimic, că nu cumva să se găsească că a murit de altceva. Și atunci trebuie să scoală de la numărul ăsta de... Am auzit un comentariu foarte inteligent și a ministrul Augustin de la Sănătate, un doctor de mare... pe care îl prețui și respect foarte mult, orat și o parcă moldovan, a spus că nu toată lumea, că numărul este eronat, este greșit. Multe țări unii nu sunt controlate de un for superior, cum este Europa Comună sau deasupra Americii. Numărul arată mult mai mic, mă refer la Rusia, pe la China chiar. Unii zic că nu îl raportează, nu e adevărat. Eu cred că nu sunt controlate de un for superior care să dea ordin să fie numărul mare. Deci, dragilor, asta vă spun, astea, din nou, nu vreau să fac un comentariu nici politic, nici împotriva niciunui șef de comunitate, fie ea țară sau fie ea continent. Pur și simplu mă adresez oamenilor să scoteți frica din minte, să scoteți frica din suflet, pentru că frica este îngrozitoare. Vă împiedică, vă rămâneți cu frica înăuntru, în memorie, ce e frica. O informație care se depune, care extrasă fiind din trăirile respective, se depune în departamentul memoriei conștiente, iar tot ceea ce decidem să gândim, mintea noastră, gândirea noastră este în permanență controlată de această senzație de frică și tot ce facem, facem cu frică și tot ce facem, facem incomplet, pentru că frica nu ne lasă până la capăt să facem ce facem. Deci va strica în viitor toată evoluția speciei umane pe planetă. Este cumplit când te uiți la rezultatele care urmează să fie, iar ăștia care nu-și gândesc până la capăt, gândesc pe jumătate și fie ăștia, ei nu-și dau seama că ce râul abia de acum urmează, că nu va mai fi virusul, pentru că oamenii și-au îmbirosat mintea cu frica și cu panica. Alții și-au îngrosat sentimentul de a lucra, de a crea, de a face ceva, pentru că s-au învățat să nu mai lucreze, unii că vin banii pe gratis, alții pur și simplu s-au rupt de acea rutină de a merge la serviciu, de a lucra. Dacă nu faci asta, dacă rutina s-a întrerupt o săptămână, două, trei, o lună, este recuperabilă. Dar în clipa când le reflexele astea să rup două, trei luni, sunt foarte greu de recuperat. E foarte mult ori imposibil. Oamenii sunt pierduți, numai ei și-au pierdut drumul, și-au pierdut rutina, și-au pierdut reflexele, și-au pierdut tot. Deci este o altă, este boala post-virotică care este infinit mai puternică și mai mare decât tulburările de sănătate date de virusul ăsta, prea arată dureros, așa. Mi-e grijă de specia umană de pe planetă. Mi-e îngrozitor de grijă și mi-e dureros ce se va întâmpla dacă șefii nu deschid ochii la timp. Noi aici avem enorm de mare noroc cu bietul președinte Trump, care a deschis ochii și care luptă din toate răspunderile. Dacă era unul ca Iohannis și aici, era America să prăpădea, ajungea în urma Albaniei. Noroc că se luptă și mai împinge lucrurile înainte, și
și atunci mai sunt speranțe. Mai văd și prin alte state, mai ales la statele baltice și câteva state europene care vor să iese de sub tutela fricii și de sub tutela guvernării patologice date de cei deasupra, de cei deasupra lor. Sper ca și președintele României să-i atragă atenția. Primul ministru mi se pare un om de bine, dar și el, săracul, este dominat de patologia puterii de președinte Bucumbăt. Da, acum, da, cred că sunt ceva întrebări. Dragilor, asta am vrut să vă spun. Tot ce v-am spus, să luați-o de strict, ieșiți de sub frică și repet din nou, aici sunt tot felul de s-au dat în bilet tot felul de lucruri, căți morți nu sunt ai 90.000, erau luni, erau doar 50.000. Același lucru este peste tot, nu știu, și cred că și prin alte țări o să iese la iveală tot în felul de lucruri de felul ăsta, dar că ce se întâmplă după aia cu numărul, cu toate astea, este mai puțin important. Important este ca oamenii care trec prin acest episod să iese din el fără această traumă psihică care înseamnă panica, care înseamnă frica, care să lupte repede și să alerge repede să se ducă să se implice în viață, să lucreze, să creeze, să facă ceva. Pentru că nu cei de sus sunt foarte slab gânditori, ori preia ordinul de sus și îl dau mai jos fără să-l gândească de tot, numai ca să-și păstreze scaunul sau eu știu ce naiba le mai promite, ce mai promis îl mai au, ori pur și simplu sunt și ei săraci dominați de frică și atunci trebuie să cedeze locul la alții sau să-și ia niște consilieri mai capabili, mai echilibrați și mai sănătoși și la gândire, zic eu. Vă mai spun câte ceva după aceea, deci asta vreau să istorizez, că această pacientă mea, această reușită, asta președintele nostru ia de 2 săptămâni ca să dovedească că n-are side effect-uri și el e un bărbat de 74-75 de ani, deci n-a avut niciun side effect, niciun efect negativ, pardon, dar sigur că a apărut tot ce se întâmplă în jurul nostru, să știți că sunt două elemente. Una este toată lumea caută să ia avantaj pe această perioadă, toată lumea caută să rezolve ceva, cei mai mulți caută să rezolve bani. Să vadă cum poate să mai scumpească măștile, cum poate să ia un ciubuc pe aia, cum poate să falsifice ceva, cum spitalele pot să ciugoale niște bani de la stat ca să rezolve anumite lucruri, cum oamenii, chiar dacă n-au murit de virus asta, zice că a murit de asta ca să poată să ciugoale niște bani. Deci este acest lucru îngrozitor, goana după bani, plus disputele politice care sunt o altă goană îngrozitoare pentru putere. Deci banii deci lupta pentru bani și lupta pentru putere, lecomia de bani și de putere, sunt acum în mari dispute pe spinarea noastră, oamenilor. Așa că lăsați-i pe care vor să se lupte, să-și facă puterea, să-și facă banii, treaba lor, dar dumneavoastră, cei care sunteți acolo jos, noi care suntem acolo, trebuie să știm că nu este absolut niciun fel de probleme și să ne căutăm să ne facem viața, să ne facem... Văd că acum cu hârtia asta, că dacă te duci într-o altă, în alt sat, să ai hârtia la tine, deci e învață pe oameni să și mintă. Ai de-aia învățat să le fie frică, dar acum să minte, să scrie pe hârtia aia, să inventeze orice, numai ca să ai o hârtie scrisă. Deci este un alt exercițiu prin care se dorește supunerea, e un lucru îngrozitor. Oamenii sunt egali, toți se nasc, toți trăiesc, toți mor în fața lui Dumnezeu și în fața faptului, în fața legii vieții, căci suntem aici să ne facem o emisiune, suntem toți egali. Deci se face un exercițiu de practică, cum să învețe pe oameni să mintă, că de frică i-a învățat, de panică i-a învățat, acum să mintă și să se supună, de fapt să fie supuși. Frică, supunere și partea rea este, nu știu că de minciună, nu-și dă seama că oamenii învață să minte cu asta, pentru că te obligă să minți, n-ai încotro, trebuie să inventezi o hotie ca să te duci de acolo până acolo. Pentru că oamenii au nevoie de libertate, au nevoie să își desfășoare viața cât de cât, să deschidă liberul arbitru.
nu trebuie să inventezi, adică inventezi asta, minciună. Deci ăsta este partea proastă noastră. Sigur, dorința celor de sus este să te înveți, să te disciplinezi, să fie frică și să exersezi cum să te supui. Două lucruri îngrozitoare. Sper să Dumnezeu să-și pună un deget și să învețe pe ăștia de sus că trebuie altfel făcute lucrurile, pentru că oamenii sunt împiedicați să trăiască, să-și ducă crucea așa cum și-a plănuit la începutul vieții, cum le-au programat ursitorilor. Da, am fost un pic cam dur, dar nu am fost, nu în sensul, sunt dorință de a fi dur, în sensul de a vă fi ajutor celor care m-au ascultat, ca să nu vă fie, să scăpați de frică și de panică și de... și să dacă temporar mințiți cu hârtia asta, să o lăpădați la sfârșitul educației șefilor, pentru că minciuna este îngrozitoare, minciuna ne învață să trăim fals. Iar trăim fals, trăim degeaba. O viață falsă este o viață degeaba, iar noi suntem aici cu treabă, nu degeaba. Da. Mi-ar place ca cei care ascultați emisiunea asta, a fost un lucru pe care, a fost, adică, emisiune, de fapt, nu emisiune, este o expunere, este niște sfaturi, niște dorințe, pe care le spun, nu nici ca revoluționar, nici ca, pur și simplu ca un slujitor al meseriei de a însănătoși oamenilor. Eu sunt un slujnic, sunt un servitor al oamenilor, un slujitor al științei medicale, un slujitor al sănătății oamenilor. Deci tot ce a fost, dragilor, care a ascultat astăzi sau în zile următoare, este pur și simplu doar niște sfaturi cum să traversați perioada asta unde fiecare se concurează, cum să, din voit sau nevoit, bănuiesc nevoit, cum să facă mai mult rău oamenilor, cred că nevoit, cum să ne facă mai mult rău, să ne închidă ca niște oi, să ascultăm de ciobanul Iohannes care îi arată cu degetul la oi să stea așa, asta m-am spus, am vrut să vă spun, ca să îi traversați și vedeți cum de repede puteți ieși din perioada asta, ne traumatizați de frică și de panică, ne loviți, ne educați de această supunere oarbă, să te supună că vine miliția și arăți hârtia. E oribil. Trebuie să minți o hârtie, să inventezi ca să ăla, milițianul care probabil că și el săracul nici nu știe ce face. Unii sunt needucați, unii sunt educați, dar știu foarte bine că dacă nu fac ceea ce li se spune Iisus, nu de treleapă și atunci au nevoie să ducă pâine și brânză la copii acasă. Este o menghină dintre astea care suntem prinși în ea și sigur, singura cheie ca să ieșim de aici este cei de sus să-și îndrepte mintea asta și să nu tășească gândirea sau să-și asfieți niște buni. Se pare că sfieți și sunt toți mai săraci decât ei. La gândiri mă refer. Da. Haideți să răspundem la ceva întrebări. Un sfat pentru tratarea unui furuncul sau excrescență în interiorul nasului, extrem de dureroasă, care deja a afectat cartilajul. O afecțiune care durează de 12 ani și a fost tratată cu antibiotice, unguente, cortizon, tinctură de propolis, dar nimic nu a funcționat. Deci mai întâi este acolo unde s-a format furunculul, este o dedesubt, este o sursă inflamatorie. Este o malformație nazală, ați avut o fractură nazală, ați avut o deformație nazală din pricina ereditară sau ceva, este o malformație structurală. Sigur, probabil că pe această malformație, respirând sau diverse bacterii trecând pe acolo, au traumatizat mucoasa, toate spray-urile care le-au folosit în nas, au omorât sistemul imunitar și acolo, fiind deja segmentul ăla mic, cât o fi fost lipsit de anticorpi, acolo s-au dezvoltat tot felul de lucruri neplăcute. Sigur, e greu să dau un sfat foarte, foarte exact, pentru că nu examinez și al doilea,
nu am acces să fac mare lucru. Bănuiesc că antibioticele, deci n-au făcut, nu sunt de folos. Deci este o inflamație. Cred că nu este un furuncul. Eu cred că este mai mult un nodul, este mai mult un testicul. Trebuie tratat nasul, structura, osul, cartilagiul, unde osul se unește cu cartilagiul. Acolo trebuie umplat un pic la formațiunea structurală nazală. Și sigur aș local acolo nas, aș face în permanentă gargară cu apă, duș cu apă cu sare ca să întrețin un mediu curat și împotriva bacteriilor care se așeze acolo și aș mai pune tot felul de creme, pentru că cremele puse înăuntru distrug sistemul imunitar și atunci orice bacterie intră, se așează liniștit acolo și se dezvoltă. Deci aș trata structura, aș trata nasul. Nasul ca structură, osul, cartilajul, asta se face. Da, altă întrebare. Un medic dermatolog a zis că s-ar putea să fie apărut de la un fir de păr sau de la un stafilococ. Dacă a apărut de la un fir de păr, se poate. Da, dar trebuie trebuie operat atunci și găsit părul și rădăcina părului și tras afară. Asta este foarte posibil. De la stafilococul vârfulasului este mai puțin plauzibil. Sau poate să fie pur și simplu s-a lovit și este o cicatrice acolo profundă și sigur s-a tot retraumatizat local dacă este în vârfulasului. Dar e bine de investigat ideea cu firul de păr dacă e în vârfulasului, da. E bine de investigat, făcut un CAT scan sau MRI, ce se face pe acolo, o tomografie și văzut în detaliu ce este. Și sigur că dacă este un fir acolo, ăla se poate opera și se poate elimina. Da, e o idee, bună, deci nu știam locația. Da, da. Și nu, să nu atingă nasul, să lasă în pace, să nu-l atingă deloc, să nu, că totul retraumatizează și nu, să nu vă gândiți la nasul ăla în permanență, că gândindu-vă într-una, acolo creați tensionați nasul foarte tare și atunci vascularizarea scade foarte mult tensionându-se țesuturile de acolo și sigur că toxina de acolo nu este preluată și eliminată, stă acolo și crește și se face un fibroid sau se face nu știu ce se face acolo. Da, aceea este întrebarea mea. Sunt la menopauză de 4 ani, fac aproape zilnic sport, de 3 luni nu mai mănânc niciun fel de produse animale. Ar trebui să iau suplimente sau vitamine de orice fel, calciu, magneziu, D3 și produsele din soia sunt necesare, sunt bune pentru alimentație? Acum, sigur că sunt bune produsele din soia, deși sunt multe controversii pentru ele. Este bun proteina vegetală, fasolea, mazărea, lintea, dar abstract de asta, abstinența asta totală de la produse animale, să mă iertați, eu nu sunt de acord, sunt un om echilibrat, sunt un om de sănătate echilibrat, de ce să nu mănânci carne, dar să o iei artificiale, astea care le-ai luat din carne, pentru că să nu credeți că carnea aia care luați, o carne de calitate mai bună, puțin, nu mult, un pic așa, este mai dăunătoare sau mai decât componentele care le cumpărați făcute în laborator cu tot felul de substanțe chimice, substanțe nu știu ce pun acolo, ce chimicale pun înăuntru, pentru că sunt toate artificiale, deci nu e nimic natural. Da, este natural că este extras din, nu știu, din grâu. Bine, pune un pic de zeu și pune tot felul de conservante, tot felul de prafuri, tot felul de chimicale. Prefer mai mult să mâncăm un pic de carne o dată de două ori pe săptămână sau un pic de pește o dată de două ori pe săptămână sau un ou organic o dată de două ori pe săptămână sau decât să fac o abstinență totală și să nu mănânc nimic asta. Sigur că se poate trăi și așa, și așa. Dar aș spune eu că se trăiește mai ales dacă este o anumită vârstă când corpul asimilează mai, are nevoie de mai mult ajutor și asimilează mai greu și mai lent, aș merge cu puțin proteină materială, puțină proteină organică decât să merg cu numai chestii artificiale luate din prăpădie, care alea cine știe de câți ani sunt pe raft, cine știe că n-au fost fabricate, mai fac bani și ei acolo ca să le vândă și fac o reclamă și exagerează în ceea ce spune, nu este totul adevărat, da, ăsta este bine la un produs, e bine la boala aia, 7.000 de boli, este bine, dar nu face, da, e bine 0,0001% la fiecare.
Deci aș fi, aș păstra totuși, vă spun asta ca, pentru că a fost perioada când am trăit în Asia și am fost vegetarian, am fost de toate felurile, le-am practicat pe pielea mea și sigur acum văd pacienții și mi-am făcut o idee adevărată despre, cred că centrul de echilibru, punctul de echilibru de centru este cel mai sănătos. Asta este părerea mea. Sigur, nu mănânci carne de vacă, nu mănânci de porc, bine, mănâncă puțin pește, mănâncă niște ouă, mănâncă așa. Este și așa, toate sunt destul de sărace în legumele, vegetalele, nu mai iau ce aveau ca forță vitaminoasă și mineralieră cum le aveau pe vremuri, ploile sunt pline de toxine, deci nu mai sunt așa cum era odată când se trăia cu foarte puțin și acum este mai greu, deci trebuie să ne armonizăm și să ne facem dieta. Sigur, putem să stăm într-o dietă de asta fără produse animale o săptămână, două, trei, o lună, să facem o dezintoxicare, da, dar așa să ne ducem viața fără ani de zile, așa, nu sunt, nu recomand asta. Îmi pare rău, dar sunt de alt principiu, dintr-un principiu al echilibrului și aș spune eu, respectului pentru corp atunci când înțelegi, de fapt, cum lucrează corpul, cum lucrează ficatul, cum lucrează metabolismul la o vârstă, la altă vârstă, cum celulele au nevoie ca să fie înlocuite de anumite substanțe, să le dai numai chimicale de pe ras de la prăvălire de sănătate. Nu cred că este chestia. Nu e cel mai bine. Da, mai departe. Cum putem trata Helicobacter pylori și dureri în capul pieptului? Deci bacteria pylori, sigur că se tratează cu antibiotice. Este cam singurul tratament care se folosește acum. Acum, durerile în capul pieptului poate să fie de această bacterie date sau poate să fie pur și simplu de o malformație a apendicelei xifoid, o traumă și este un stern scufundat sau niște rupturi musculare, inserțiile mușchilor drepții abdominali care se inseră pe coaste acolo, poate să fie niște tendonite care poate să dea o durere mică sau inflamație care se duce mai înăuntru și afectează diafragma, afectează stomacul, poate să fie o hernie hiatală, poate să fie de la stres, de la perioada asta cu stres mult, tensionează diafragma și atunci diafragma este foarte tensă și traumatizează acolo unde este cardiumul. Poate să fie, eu știu, o hernie hiatală, mă refer că, vreau să spun că iatumul se lărgește într-o parte, se hipertensionează într-o parte și se lărgește în partea cealaltă și stomacul urcă sus și se face mică hernie hiatală. Nu numai bacteria poate să dea durerile alea, poate să fie și altceva. Recomand exercițiile de respirații abdominale, stând culcat pe spate, cu mâinile pe stomac, respiri înăuntru la inhalația peste 7-8 secunde, ții 7-8 secunde abdominul dilatat și expiri din nou 7-8 sau 9-10 secunde, depinde. Ca să întindem zona aia de acolo, să relaxăm, că stresul ăsta care vi-l dă aia, șefii de acolo, vă strânge diafragma și sigur că dă durere de stomac, dă probleme de digestie, dă indigestie, nu mai mănânci proteine în animale că îmi face indigestie, dar nu proteina face indigestia. Indigestia vine de la stresul care produce un spasm diafragmal care afectează stomacul, care produce chiar și un spasm a mușchilor abdominali, care tensionează și peretele stomacului, nu peretele abdominale, dar peretele stomacului și calitatea gestului gastric se schimbă din pricina disfuncționalității anumitor glande care sunt pe peretele stomacal. Deci eu găsesc aici ingredientul esențial într-o disfuncție digestivă, stresul care creează tensiune diafragmală și a peretelui abdominal și a peretelui stomacului și așa o multitudine de disfuncții care apar, de malfuncții care apar ca post-stres, stresul fiind cauzat de această injecție, această doctorie panică sau frică. Da, următoarea. Ce recomandați pentru nevrita optică? Depinde de ce este, de ce s-a întâmplat chestia asta.
exemplu, o traumă a globului ocular, o fractură a osului frontal sau a crestii sau a osului zigomatic de jos, la baza nasului, la piramidar acolo, nu știu, depinde ce cauzează, dar ce aș sugera, comprese calde și ușoare exerciții a globului, musculaturii globului ocular, că uneori apare o distonie a musculaturii globului ocular, poate să fie un mușchi lezionat dintr-un motiv anumit și apare o hipercontracție și doare el acolo și atunci este calificat de drept o aponefroză sau, mă rog, o nefrită oculară, dar un nerv nu poate să doară așa din senin, numai că ca să-i vină lui să doară. Durerea nu e a nervului, este un element care se află în componența globului ocular. Poate să fie o leziune. Mie mi-a luat odată 6 luni ca să tratez o migrenă de cap, care după 6 luni am găsit-o că de fapt era o ruptură a unui mușchi al globului ocular și a trebuit să-i tratez o mică leziune, o mică a făcut o întindere. Și a trebuit să tratez, pentru că durea acolo ochiul și se transmitea și durea făcut o emicranie, durea o jumătate de cap întreg. Jumătate de cap. Durea și atunci a trebuit să tratez mușchiul ăla și ca să scăpăm de emicranie și de durerea de cap și de durerea de ochi și de acea, mă rog, nevită oftalmologică sau așa. Deci vă văd ce este, dar comprese calde să relaxeze ochii și exerciții încet, privit în sus în jos, privit în stânga în dreapta, privit diagonale, exerciții mecanice, dar ușor și să fie în seturi de câte, eu știu, 8-10 mișcări în 2-3 seturi ușor, din nou, după care după exercițiile oculare să, sigur, să ții palmele pe ochi sau pur și simplu pui o batistă pe ochi ca să ține ochii închiși să se relaxeze după ce a făcut efortul muscular. Asta aș sugera eu. Întrebarea următoare, Mihai. Pentru modificări incipiente degenerative spondilozice cervicale și dorsolombare, hernii intrasomatice, noduli Schmorl. Astea vin toate la pachet. La o anumită vârstă, uzura discurilor intervertebrale, uzura mușchilor mici care sar de pe vertebră pe alta, ori apar compensații în urma unei hiperlordoză lombară din naștere sau dobândite. Sigur că apar peste tot. Efortul fizic, stresul este de fapt elementul necesar care duce la o degenerare lentă a elementului care susțin coloana vertebrală, pentru că se tensionează mușchii, descrește vascularizarea și atunci se întâmplă asta. Cel mai simplu, ce sugerez, băi calde, da, sigur că da, și sugerez exerciții de stretching, tip yoga, întinderea musculaturii cervicale, toracolombare, încet, pentru că sunt mușchi într-un spas, mușchii s-au scurtat, din nou, stresul creează o hipertensiune neuromusculară în tot corpul și acolo unde este o mică leziune, acolo tensiunea crește mai mult și cam rămâne acolo, nu se relaxează după episodul de stres. Deci mușchii se scurtează și scurtându-se ce cuprinde între cap, între insețiile musculare, nu? Strânge și se îngustează spațiile intervertebrale, discurile sunt comprimate, încep să se dezidrateze, uneori discul iasă afară și se face balci și apasă pe un nerv. Pe urmă, sigur că acolo unde sunt inserții pe vertebre, se fac întinde inserțiile, tendoanele se lezionează, iar corpul depune calciu ca să reînfolțeze inserția respectivă să nu se rupă de tot și apar acele osteofite. Ce sugerez? Sigur, relaxez foarte mult mintea, fac și exerciții băi calde, exerciții de întindere și eviți eforturile mari, pentru că în această situație eforturile mari fac mai rău decât mai bine. Cred că asta e. Da. Un cuplu în vârstă de 36 de ani își dorește copii.
Din punct de vedere medical, nu există probleme cunoscute. Nu au apelat la fertilizare și nici nu și-ar dori. Doamna are o oarecare frică de graviditate și naștere peste care crede că poate trece. Care să fie cauza și ce pot face ca să devină părinți? Mai întâi să treci de frica aia, pentru că dacă ești înfricat în permanență, se strânge foarte tare corpul, te tensionează frica, dă tensiune. De asta am bătut șaua atât de mult ca să scăpați de frici. Fricile sunt niște mari făcătoare de rău. Dacă ți-e frică, te tensionezi, iar ovulul la femeie sau care pleacă din ovulul, care pleacă din ovar, sigur este traumatizat. Și atunci ajunge foarte slab, când ajunge jos să se întâlnească cu spermatozul de la bărbat, deja este bolnav, deja este foarte slab, poate că și moare pe drum, poate că ajunge, simplu, ajunge traumatizat, ajunge incapabil ca să fecundeze, să se unească cu spermatozul. Ce sugerez în situația asta? Una, deci afară cu frica. Deci de atât timp cât ai frică, atunci te gândești, nu faci copii, nu vrei, nu strebești copii, pentru ce să faci? Fai niște copii bolnavi, care se nasc și ei cu frica moștenită de la părinți. Pentru că copiii îi moștenesc de la părinți toate trăsăturile. Nu sunt copiile părinților. Ia și de la mamă, ia și de la tată, ia și bune, ia și mai puțin bune, ia de toate. Ce este acolo? Nu stă să aleagă. Ia și bun, ia și rău. Deci atât timp cât aveți o frică de chestia asta, nu lăsați subiectul de făcut copil la o parte. Când se scăpați de chestia asta și simțiți dragostea de a crea o ființă care să participe la binele planetei, dragostea de a fi mamă, bucuria și plăcerea de a te simți că îți faci o creatură care o faci cât mai bine și să facă mai mult sau să facă mai mult decât ai făcut în viața asta sau să facă lucruri bune, să te simți că, nu știu, că ești un dătător de viață, un dătător de suflet bun, un dătător de lucruri bune, atunci da, ești gata pentru copii. Dar dacă ai frică, ce vei faci copii ca să fie niște oameni, niște creaturi bolnave de frică? Nu. Și după ce scapi de frică asta, atunci sigur cauți să bărbatul să fie sănătos, să n-aibă probleme de prostată, adică să n-aibă constipații, să n-aibă probleme de șale, probleme lombare, ca să aibă o zonă lombară de jos sănătoasă, să facă niște spermatozoi sănătos care să ducă, să nu moară pe drum, să apuce să fecundeze ovulul. La femeie la fel, să fie sănătoasă, să aibă un lombar foarte sănătos, foarte bun, din nou să scape de stres și de fricuri și de astea că sunt inutile și sunt degeaba. Și stres, și frica, și panica, și toate sunt degeaba, sunt absolut inutile, decât făcătoare de traume și de rele. Deci, și atunci, sigur că mai există încă un lucru. Unele femei, din pricina unor probleme în zona de jos a corpului, fie ea sacrul iliacii sau fie ea cistite, au un mediu mai acid, un partea toxică în zona vaginală. Și atunci spermatozul, când vă spun niște lucruri care nu se spune despre asta, spermatozul când intră în zona respectivă moare pe drum, adică din cauza toxicității ridicate. Sfătuiesc ca femeile care se știu că au avut cistite sau că au constipate sau că au probleme mai mari lombare, să facă o spălătură înainte de a să petrece actul sexual, atunci când dorește ca să facă copii. Da, să facă o mică spălătură, să elimine pH-ul care era ridicat acolo sau toxicitatea și atunci creează un spălături calde, vorbesc. Să creează un mediu mai puțin toxic pentru spermatoz și ăla nu moare pe drum, adică apucă să călătorească până întâlnește ovulul și să se întâlnească și să facă să facă acea fecundație. Da. Întrebarea următoare, Mihai. De unde provine fibromialgia și ce tratament recomandați? Fibromialgia este un disease foarte greu, este dor mușchii din tot corpul, țesuturile, fibrele musculare sunt dureroase pentru că se dezvoltă un proces inflamator în tot corpul, plin de cămașa care fascia care învelește mușchii și să trebuie văzut exact de unde a plecat.
de unde a plecat, care a fost prima traumă musculară care a fost în permanență, a fost o traumă mușchiul în urma unei solicitări și în urma unei solicitări permanente, fără să-i dai răgaz mușchiul să refacă, în, punând pe mușchiul respectiv efort, într-un efort mare, sigur că s-a creat un proces inflamator care s-a sprăjit peste tot corpul. Eu văd o problemă de structură și mai puțin o reacție a sistemului imunitar. Trebuie localizată de unde a plecat și tratată chestia lui a plecat, iar restul, sigur, lucrat cu substanțe antiinflamatorii pentru reducerea inflamației, măcar astea naturale sunt tot felul de ceaiuri care au puțin, foarte slabe adevărat, au un efect antiinflamator, e folosit ceaiul ăsta într-una și în permanență și elimina stresul, pentru că un stres, creând o stres întotdeauna mental se răsfrânge asupra corpului ca o tensiune musculară. Primul care se îmbobi sunt mușchii. Deci dacă mușchii deja sunt bolnavi sau sunt inflamați și stresul îi tensionează mai tare, îi rupe mai tare, îi îmbolnăvește mai tare, durerile sunt mai tare. Evitați într-una foarte mult, evitați stresul, sursa de stres, eliminați-o și evitați-o. Și vedeți de unde a pornit și tratați locul ăla de unde a pornit, că a pornit de undeva, ceva. Nu cred într-un... Sigur că se creează și o mutație a sistemului imunitar, produce în permanență inflamație, dar el produce atâta timp cât există sursa care cere anticorpi să se ducă într-un loc anume. Deci inflamația este o reacție normală a corpului, nu este undeva o problemă, o traumă sau este o problemă structurală sau de orice fel și sigur că creierul canalizează, cere sistemul imunitar să canalizeze spre zona respectivă anticorpi, să lupte. Și sigur că în situația asta sistemul imunitar produce într-un anticorp care îi trimite peste tot și atacă toți mușchii în locul. Dar cred că trebuie văzut de ce, unde a fost sursa de potrivă. Nu știu, că nu examinez. Câteva când examinez, analizez și s-ar putea să se apropie mai mult. Dar mă gândesc că sunt acolo specialiști în structură sau în rup. Mă refer la doctor educat, nu la, așa, nu după ureche, care să știe bine, să știe, cunoască foarte bine patologia și fiziologia corpului, structurii, în special în cazul ăsta. Da, următoarea întrebare mi-ai. Mă trezesc dimineața cu grețuri, dureri de cap și palpitații la inimă și dureri în zona urechilor. Ce să fac? Stres. Sunteți stresat? Deci v-a injectat bine șefii panica foarte tare acolo, frica. Trăiți într-o frică și o panică permanentă, chiar dacă nu vă dați seama, diafragma fiind foarte tensionată, de probleme de stomac acolo și sigur că stomacul fiind inflamat din cauza tensiunii diafragmei, de senzația de nu pot să mănânc și nu mai pot să digerez și vine greață în permanență pentru stomacul nu mai vrea să primească mâncare, simțindu-se incapabil de a digera-o. Și atunci, sigur, repulsează. Dureri la urechi sunt în musculatura temporală, de acolo sunt tinși din cauza stresului, mușchii sunt foarte tensi, mandibula se tensionează, deci musculatura temporomandibulară, articulație, iar mușchii, mațeterii se tensionează. Este tipic stres. Anxiety apare în urma frică, panică, anxiety. Deci rupeți firul ăsta cu care vă răniște, care vă răniți cu frică și cu panică. Și cu... E o minciună tot ce se întâmplă în jos. Nu este un adevăr. Adevărul care este deformat, este mutilat, este nu știu, voit sau nevoit. Eu cred că nevoit mai mult, că și ăia care dă tot felul de ordine și ei sunt, vai tu mama lor, și ei sunt băgați în frică până peste cap. Așa că ar fi bine să aud și ei lucrurile astea, să știi și ei că ursul nu e atât de negru pe cât credem noi. Da. Ce recomandați pentru fibromatoza uterină? Fibromatoza uterină se întâmplă perețele uterin din pricina unei traume, din pricina unei malformații a țesutului, țesutul muscular care calcătuiește uterul se transformă într-un țesut fibros
se susțin bloc fără proprietăți. Uniunea apare în urma unor afecțiuni sacului iliace, uneori apare atunci când este o problemă de șolde foarte din vreme, apare uneori când este cistită foarte constantă, permanentă sau ocolită foarte permanentă, joasă de tot acolo. Sunt mai multe motive. Ce să recomand? O sănătate să fie tratată orice problemă în zona lombară, în zona lombosacrală, sacro-cucigiană, hemoroizii, toate astea colaterale tratate și, sigur, băi calde și relaxat. Trebuie relaxată zona și atunci fibroza se extinde mai puțin. Dacă este deja un fibro mai mare și dacă e foarte mare, e bine descos. Este descos pentru că aminte afectează buna funcționalitate a vezicii urinare, a intestinului subțire. Deci e bine dacă este foarte mare de operat și descos. Dacă nu este foarte mare, o igienă acolo locală, cred eu că se întreține și este procesul, că fibroza cam crește, procesul ăsta de fibrozare al uterului se oprește, se stopează sau e mult mai lent. Da. Altă întrebare, Mihai. Ce recomandați pentru herpes și zona zoster cu erupții foarte dureroase la fiecare două luni? Acum, herpesul, da, erupe într-una, mai ales este excitat de frică, de teamă, de stres, de panică. Este în permanentă herpesul, este alimentat. Din nou spuneam mai devreme că când te stresezi apare o hipertensiune în tot corpul, iar acolo unde este herpesul, zona respectivă, se tensionează și atunci tensiunea se excită, nu? Virusul, herpesul este excitat, iar tesutul din jur tensiunea scade rezistența. Și așa apar erupții de herpes, dar nu de zona zoster. Zona zoster este o dată sau foarte rar, dar nu la două luni. Ăla este herpesul care apare, probabil. Sigur, aici, în cazul ăsta, dacă este și o zonă zoster, chiar că aici se recomandă o dietă foarte strictă de o lună, două. Aici, da, e bine de eliminat de mâncat extrem, coborât toxicitatea de mâncare, mai mult lichide, mă refer la apă, fructele să nu fie de la turcești sau nevești care vin cu radiații nele să fie din România, de la ferme, de la țară, legumele să nu fie nici ele aduse în cutii din Turcia și din negustorii care au făcut din România o piață de desfacere, să fie de la țăranii români, de acolo să fie legumele și salate și ciofii. Sigur că asta și sigur dacă mâncăm un pește să nu fie dintre ăla care a fost prins acum 5 ani și a fost congelat și cine știe de la ce crescătorie îl aduce, mă refer la faimosul somon care este atât de elegant și atât de extraordinar, care e de crescătorie prin. Mâncați un pește de Dunăre foarte bine și ca proteină și sigur evitați asta cu porcul, cu vaca, găinile de crescătorie, evitați-le, că vin curse, mâncați un pic. Deci de o perioadă de câteva luni de mâncare cât mai puțin toxică și sigur eliminați stresul. Nu știu unde este herpesul, că sunt mai multe feluri de herpes. Sunt herpes genitale, herpes bucal, herpes care apar acolo, acolo lopar jos. Nu știu exact unde, dar sigur folosiți crema care se folosește, dar e bine de irigat un pic și ține sănătoasă zona ganglionară din preajma herpesului care este la cel, dacă e bucal, acolo sub bărbie să fie dinții, să de jos să fie sănătos și sigur, din nou, e important este ce băgat în gură și ce băgat în corp ca mâncare. Asta sugera aici. Da, Mihai, altă întrebare? Am avut fractură și tasare corp vertebral în urmă cu 7 ani. Cum se pot trata durerile și ce sport se poate face? Sport aș putea doar la not m-aș referi, dar not lejer. Un not foarte lejer, mers un pic pe jos, dar este foarte important dacă aveți supraponderal ca greutate, nici nu vă gândiți la mersul pe jos, că face mai rău. Sportul ăsta, notul merge. Puțin biciclete, da. Dar, din nou, e foarte important să fiți cât mai ușor. Faceți, muriți de foame dacă vreți, nu mai slăbiți.
doar slăbit. Este o fractură de col vertebral, lasă în urmă tot felul de sensibilități, tot felul de sechele și sigur un proces ușor, se inflamează foarte ușor. Deci de acasă rezolvă de a slăbit și nu vă mai stresați ca să tensionați musculatura din jurul care este paravertebrală în jurul vertebrei respective. Tratamentul este să băi calde și exerciții de întindere, ușoare, exerciții de întindere a musculaturii paravertebrale care este în jurul coloanei. Tip yoga, stretching-uri dintre astea. Stretching-urile sunt stretching-uri. Yoga, se numește yoga că de vânt bine indienii peste tot. Dar exerciții stretching au fost întotdeauna în știința medicală peste tot. S-au folosit întotdeauna înainte să vină indienii să vândă yoga pe Europa sau în America. Exerciții de stretching, de întinderea mușchilor, musculaturii, eventual din când în când acolo puneți aplicat căldură, o pernă cu căldură, o lampă caldă, ori un masaj ușor, lejer, paravertebrală în zona respectivă, dar nu violent și nu tare, și exerciții de stretching și din nou, dacă și notați, notul este, nu este, nu face rău că nu stăm pe picioare ca să trasăm coloana. Următoarea întrebare. Cineva care nu ne-a urmărit până acum întreabă dacă îl ajută să poarte mască în magazinuri, încăperi închise sau mai mult rău îi face stresul purtării ei. Acum nu trebuie să vă stresați că puneți o mască. Face bine, nu știu când vă face bine dumneavoastră, dar face bine a cei din jur că dacă te vede fără mască, fuge de tine. Deja a început să fugă om de om. A început să se ferească om de om. Deci este o psihoză dintre asta. O să treacă, dar până trece... Puneți masca, este ok. Puneți-o căci trebuie să știți foarte bine că 99% din oamenii care ia virusul ăsta nu au niciun simptom. Deci este un virus normal. O chestie că toată ziua ne întâlnim cu virusul, numai că nu știm de ele, că nu i-a popularizat șefii, nu le-a făcut reclamă, nu a speriat oamenii cu ei. Dar sunt virusuri care sunt normale. Deci Dar, din nou, pentru că toată lumea, și nu toată lumea mă ascultă ce spun eu acum aici, toată lumea este injectată cu frică și cu panică și atunci, dacă, ca respect pentru cei din jur și ca considerație pentru cei din jur, puneți mască ca să nu-i speriați pe ea din jur, să nu fugă, să nu se streseze, să nu se panicheze, pentru că dumneavoastră m-ați ascultat acum, dar ăia la alt din jur nu m-au ascultat și probabil că nu s-au ascultat niciodată, este și puțină lume ajunge să asculte din ce spune unii ca mine. Sunt convins că mai sunt mai mulți care fac ce fac eu și aș dori să dea Dumnezeu să fie cât mai mulți. Puneți mască. Și adevărat, când sunteți în mașină sau acasă, nu o puneți, pentru că efectul negativ la mască este că inhalezi aproape același aer care îl dă afară, deci dai afară dioxidul de carbon din pământ și îl inhalezi înapoi înăuntru. Dar ce să faci? Este ok, e chestie temporară, gândiți că totul este temporal și după ploaie vine soare, la fel. Și sigur, e așa, să avem grijă de ceilalți, să nu se sperie, să nu se înfricoșeze că vede pe unul fără mască și așa. Da, recomand ca toată lumea care intră în spații închise, în stradă nu, dar în spații închise să țină mască acolo, este important. Și mânuși, să pui mânuși, nu cred că te protejează cu nimica, pentru că mai bine te speli pe mâini cu săpun. Și dacă este orice fel de ei pe mâini, te speli cu săpun, pungul probabil făceam oricum înainte întotdeauna. Da. Sigur, e bine să nu punem mâna la nas și la gură. O glumă amuzantă. Eram în Spania și eram în mașină cu cineva, cu un spaniol foarte simpatic și foarte drăguț. Și la un stop ne-am oprit și o mașină de alături, cel din mașină care conducea mașina cealaltă, se scobea nas. Și cel care îmi conducea mașina mea îi spune, prietene, mai las o bucată de muc și pentru stopul următor, nu scoate tot acum. Deci m-am amuzat nespus de mult de gluma spaniolă. Da, dar e bine să nu punem mâinile prin nas și prin, nu acum, dar niciodată, după ce atingem pe la prăvălice, atingem că nu știi ce este. E bine să ne ferim de chestia asta.
reflexul este că și dacă ai mânușet și îți vine să bagi din, de să pui mâna la nas, o pui și cu mânușet fără mânușet. Deci, dar masca e bine să o folosim, să o folosim întotdeauna. Nu atunci când alergăm, când fugim. Nu, că ne intoxicăm. Nu când facem ciclism. Nu, că ne intoxicăm. Că tot tragem dioxid de carbon și îl recirculăm dioxid de carbon care scoatem. E un rezidiu ăsta, nu? În urma metabolismului celular care se întâmplă cu asta. Bine, dragilor, deci o să ne vedem miercurea viitoare. Este bine ca să distribuiți emisiunea asta, pentru că am spus lucruri de mare folos și mare utilitate oamenilor, de mare ajutor oamenilor. Îi lăsăm pe șef la o parte, că ei sunt, le știu tot și le știu pe toate și cred că ei nici nu știu ce fac săracii, dar noi ăștia care vrem să trăim mai bine, este foarte bine să înțelegem că nu e nimica rău, nimica greu și duceți-vă cât mai repede la muncă, duceți-vă cât mai repede la lucru, duceți-vă cât mai repede la activități sportive, faceți cât mai repede mișcare, ieșiți din agonia asta, pentru că va fi greu să intrăm înapoi în viață dacă stăm prea multe. Sfătuiți-vă pe șefii aia care sunt sus, nu știu dacă spusele mele ajung suficient de departe, dar e greu de reluat viața mai bine cu virus și sănătos și după aceea o viață sănătoasă decât fără virus și după aceea o minte traumatizată și afectată de toate sindromele astea de frică și de teamă și de panică. Eu vă las cu bine să aveți o săptămână foarte minunată și un weekend extraordinar de frumos, că s-a făcut cald afară, duceți-vă peste tot la iarbă verde, dar acceptați minciuna asta cu hârtia, dar după ce terminați cu isprava lui Iohannis, să nu mai mintiți, că minciuna este îngrozitor de nesănătoasă. Ei nu știu ce fac. Ei nici nu știu ce fac. Ce rău face mintea oamenilor și fiește de pe acolo. Mă rog, vă las cu bine, vă las sănătoși, să fiți bucuroși, să fiți sănătoși, că și trece. Da, s-a descoperit și vaccinul, deci medicamentul este extraordinar de eficace, hydrochloroquine, folosit-l chiar dacă se vinde pe sumână, la rând se vinde doar pe sumână. Deci folosiți-l cei care credeți că aveți virusul ăsta, dar cei tineri, dacă nu aveți probleme mari de sănătate, nu, virusul nu face niciun rău. Ba, din potrivă, este o vaccinare naturală. La vreme se vaccinează oamenii natural, se duc ca să ia virusul, ca să se imunizeze. Deci, lumea care a înțeles ce înseamnă picosomia. Vă las cu bine să rămâneți sănătoși și să ne vedem, să ne întâlnim din nou sănătoși miercurea viitoare la aceeași oră. Cu bine!